Nu este zi în care femeile de etnie romă care poartă în brațe copii mici să nu-ți taie calea dacă te afli în zona centrală a municipiului Târgoviște. Zona de lucru a cerșetorilor se întinde până la piața 1 mai. Din loc în loc, o mână întinsă care, la vederea camerelor de filmat, se jură că nu cerșește. Bună ziua, de ce stați aici? Preferați să cerșiți bani? Ce să facă mama, dacă n-are cu tot bani? Dumneavoastră dați bani? Păi ce să le facă? Dacă am posibilitate să dau, dacă nu... De ce frumeți? Hai, dă-te la parcă, dă-te să ai la cerșit. De ce frumeți? Ce faci aici? De? Ce faci aici? Aștept lui mama să iau, să plec. Să plec până în oraș cu mama. Ai ieșit la cerșit? Nu, să mor eu dacă ai ieșit la cerșit. Mă duc să... Aștept la mama să vine mama. Agasați de insistența cercetătorilor, cetățenii se arată deranjați de fenomenul acesta, care pare să nu-și afle leac. E un fenomen nenorocit în România. Asta e. Dumneavoastră nu sunteți de acord, nu? Nu, nu sunt de acord. Niciodată nu le dau. Și nu pentru că n-aș putea să le dau, dar pentru că obiceiul nu e bun. Îi îndemna să meargă la stau muncă, toți, nu? Păi bineînțeles, asta le-am și spus. Că asta le spun, de fapt. De fiecare dată. Da, da, da. Dacă cineva poate să rezolve problema, ar fi bine, că România duce în spinare acest flagel. În prezent, cercetătorii pot fi sancționați cu amenzi, însă acestea par să nu-i sperie prea mult pe cei care sunt de ani de zile obișnuiți cu astfel de practici. N-ar strica totuși mai multă vigilență din partea instituțiilor în drept să ia măsuri.